Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod, suntem pe tren cu Mario Flash dublată. Și suntem în compartiment singuri. În Bartolo, Mexic. Suntem în Bartolo, Mexic, acum ajungem în gară. Și n-am ochelari pentru că mi-am spart azi dimineață. Și trebuie, până mi fac alții, trebuie să fac vlog fără ochelari. Arăt un pic ciudat, dar sper să vă obișnuiți. O să ne vedem în skatepark Hidromecanica sau skatepark Tractorul. Să o curezi. Bun, deci acum începem sesiunea cu un triple whip în, din bank, l-am învățat. Și mai dăm niște tricuri. Vedem ce mai tricuri mai dau. Este și Mario cu noi. Știți, de pe tren. First try. Deci acestea au fost attempturile. Este foarte greu să-l dau mai încolo. Acum a venit și căldura. Nu știu. O să dau altceva, nu știu. Ce să mai filmez, bă? Ce? Fii bolitor, hai, dă-i. Și un lip fly. First try, baby. Dă-i. De drăbim! Ăla-i, mă, în sfârșit! Hashtag copii în skatepark, uitați cum stau! Da-ți! Iop! Yo! Scoate! Atâta! Yo! Yo! Deci vezi, acum dă triple whip flat, deci răzvia, dă tricul de America, double heel flat, triple whip flat. Hai să vedem. Yo, aproape. Deci urăsc copiii mici care sunt în skatepark și o să plecăm la street imediat după ce mai dau câteva tricuri. Parc, din cauza copiilor din skatepark, deci sunt mici cu trotinete și cu de-astea și nu dau nimica, stau acolo sus pe pira. Și de-aia mergem la street, deci... Da, și acum am rezit de un triple și pe noi plecăm. Yo! De sari! Bine, mă! Follow pe Instagram, Răzvan, cum ai? Lăs viparul jos cu. Bun, îți las Instagram. First try. Ha? First try. Mai mai la street în parc. Yo. Legi. Yo. Oh, shit. Hai, mai de o dată. Super. Plecăm la street. O să părăsim skatepark-ul și o să mergem la street. O să spun. Am ajuns și la acest mare street spot și Răzvi a dat triple whip first try. Răzvi! Bagă triple! Second try, adică first try de la mai de toată. Fail. Ah.
A, chiar că, asta e șmecher. Kickless first try. Da. Oh! Bun, deci acum sunt acasă, nu știu de ce am filmat vloguri așa scurte, deci habar n-am. Aveam impresia că sunt lungi, dar de fapt nu erau lungi. Dar vă promit că vlogul următor o să fie fain, o să vorbesc mai mult, o să fie mai multă atmosferă din skatepark, o să fie și o grămadă de tricuri. Deci vineri asta o să scot un vlog super fain, nu că ăsta n-ar fi fain. Deci Răzvi, urmăriți-i pe Răzvi pe Instagram, să-l caut chiar acum, acum are să vă spun. L-aveți chiar acum pe ecran, urmăriți-i pe Răzvi pe Instagram pentru că dă tricuri super, super șmechere. Și e un om super de treabă. Și urmăriți-mă și pe mine pe Instagram, Nati Runceanu, și pe Facebook, tot Nati Runceanu. Și dacă sunteți din Brașov și vă dați pe trotă, intrați în grupul pe Facebook, Scutură Club Brașov. Vorbim acolo când mergem în skatepark, sfaturi, etc. Videoclipuri. Și hai să strângem la acest video 100 de like-uri, dacă putem. N-am mai cerut like-uri de foarte mult timp și chiar dacă primesc like-uri mă motivează, așa că dați un like la acest episod. Să strângem cât mai multe like-uri și la episodul de vineri. Azi e lung, că vedeți voi asta. Sunt simulările la BAC. Și eu am ore de la 2 și e ceasul 10:54. Încă nu-s gata ochelarii, trebuia să fie vinerea trecută, dar n-au fost. Azi ar trebui să fie gata, sper să fie gata, pentru că mi-e destul de greu fără ei. Adică văd, dar văd mai blurat și aș vrea să am cât mai repede. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, să abonați, să dați un share pe Facebook. De ce nu? Eu am fost Nati și v-am pupat. Pa! Ocean man, take me by the hand, lead me to the land that you understand. Ocean man, the voice through the corner of the globe is a real trip.